Salut! Sunt Ania și vreau să vă întreb ceva. Mai știți ce înseamnă iarna? Iarna în tabără? Ei, dacă ați uitat, vă amintesc eu. Iarna în tabără poate însemna zăpadă, un pic de frig încât să vi se înroșească puțin nasurile, oameni de zăpadă, derdeluși, săniuși și, bineînțeles, bulgăreală. Iarna mai poate însemna pentru cei care adoră zăpada, schi, patinaj și bob. Dacă veniți la munte în următoarele zile, cu siguranță veți găsi zăpadă. Și vă recomand să evitați aglomerația și să purtați masca de protecție în caz că intrați în contact cu alte persoane. O iarnă minunată vă doresc! Numai bine, pe curând!